Salutare dulăilor, de ce credeți că arată ușa de la Mercedes ca un bot de Jeep Wrangler? Stați aproape și imediat vă explic de ce avem două găuri acolo. Avem astăzi în garaj un Mercedes CLK 2006-2007, cred mașina, W209 sau A209, ceva de genul ăsta. Și o să-i montăm difuzoare noi pe uși, plus o să insonorizăm ușile față, singurele uși de fapt, este un cupe, în trei straturi, ca să eliminăm zgomotele alea de care am tot vorbit în clipuri, vibrațiile și să obținem un sunet mai bun din difuzoarele noi pe care o să le punem pe această mașină. Acum, de ce are două găuri de difuzoare această mașină? Asta e față de ușă, vedeți acolo o grilă și acolo încă o grilă. Spre deosebire de alte mașini care mai au două difuzoare, unul mai mare, unul mai mic și tweeter separat, acolo ar fi tweeterul undeva în stâlp acolo. Această mașină, având ușile foarte mari, a fost gândită de inginerii de la Mercedes să aibă o medie acolo, și tweeterul, ca să nu mai pună pe spate niciun fel de difuzor și să fie tot sunetul pe față, ceea ce e un lucru destul de mișto, pentru că e un cupe, de multe ori se merge în cupe, se merge pe față, adică nu urcă lumea în spate, mai rar. E o mașină pentru confortul șoferului, și al pasagerului, și atunci toată muzica este în față. Și ca să nu rămână doar în două difuzoare și două tweetere, pentru că e o mașină premium, da? Au pus și difuzoare tot pe fața de ușă. Din față, în partea din spate, încă un set de medii de 16.5. E, acum avem de schimbat tweeterul și pe fiecare ușă câte două medii de 16.5 sunt diferite, cele de pe față față de cele de pe spate, ca și formă, dar ele sunt tot de 16.5, tot de 4 ohmi. Și noi o să punem niște audisonuri foarte mișto și cu tweeterele aferente. Dar înainte de toate astea, mă amuză că asta arată chiar ca un Jeep Wrangler, arată fața asta. Dar înainte de asta, o să insonorizăm foarte bine ușile ca să obținem sunetul ăla pe care ne-l dorim și să scăpăm de sunetele de afară, de vibrații și de alte probleme. Mercedes-ul nu este o mașină prost antifonată, are o tablă groasă, dar insonorizantul niciodată nu este în plus sau nu strică. Deci facem insonorizarea și revenim după aia cu ușa insonorizată și ne apucăm de difuzoare. După cum vedeți, ne-am apucat de insonorizat, am pus deja stratul 1. Este un insonorizant vibroabsorbant de la Aura. 3 mm am folosit ca să fim siguri că se îngroașe destul de bine tabla și peste asta urmează să punem acum stratul 2, STP Accent 6. Iată ușa din stânga, aproape gata. Avem acolo în spate, se vede că am pus și stratul 2. Stratul 2 este acest STP Gold Accent 6, e de 6 mm. Dacă focalizează, ia să vedem, este un burete ceva mai dens și cu încă un strat de adeziv destul de gros aici. Am folosit asta pentru stratul 2. Stratul 2 este absorbant termo și fono în același timp. Și pe tabla interioară am folosit tot vibroabsorbant care l-am folosit la stratul 1. Am pus pe toată tabla interioară ca să ne ajute și cu vibrațiile de la tabla asta, că aici sunt și fire, sunt și pucuri și clipsuri și etc. care poate să vibreze și întărim foarte bine și tabla exterioară și tabla interioară. Și am rămas cu găurile de la difuzoare, cu gaura asta din mijloc, care este o gaură de vizitare, așa se numește. Pe aici umblăm la macara sau în spate, la ce avem nevoie să umplă. Am lăsat o goală pentru că aici o să urmeze un dreptunghi de vibroabsorbant, același material, dar nu am pus o foaie întreagă, pentru că în caz de avem nevoie să umblăm acolo, trebuie să stricăm toată fața, toată ușa asta. Așa că punem un dreptunghi aici, acoperim doar gaura asta și în caz că e nevoie să umble acolo, se poate da doar dreptunghiul la jos, se umblă acolo și se pune altă bucată deasupra și nu se strică restul, pentru că e destul de mult de muncă și n-are rost să stricăm. Și atunci venim cu un dreptunghi, acoperim și gaura, trebuie acoperită pentru că pe acolo poate să intre apă înăuntru, în fața de ușă și în ușă și invers și nu e ok. Bun, a rămas să punem aia, facem și fețele de uși, punem și difuzoarele, dar revenim imediat și vă arătăm și difuzoarele, vă arătăm și tweeterele, vă arătăm și fețele de uși, cum le facem cu burete și încheiem și mașinuța asta. Cam asta a fost, dulăilor, am terminat de insonorizat, cum am zis, am pus și dreptunghiul ăsta aici ca să acoperim gaura aia de acolo, am montat și difuzoarele, cele două difuzoare de la Audison. Urmează și tweeter-ul acolo, trebuie să pune față de ușă la loc. Acolo am găsit inel pe stoc, special pentru mașina asta. Aici n-am găsit, așa că am făcut un inel din MDF, e la fel de bun. Acum că insonorizarea e gata, punem și fețele de uși, îi dăm drumul la o probă și vedem cât de bine s-a îmbunătățit sunetul la mașina asta. Ca idee,
Putem să închidem un pic portiera acum și chiar și fără fața de ușă să facem o probă. S-a întărit foarte bine ușa, să vedem aripa. Deci, asta e diferența între neinsonorizat și insonorizat, cum v-am mai arătat și la alte mașini. Mașina asta chiar are o tablă destul de groasă, dar acum chiar cred că am întărit-o foarte bine și va ține tot sunetul acolo unde trebuie, plus că va ajuta foarte mult la zgomotele de afară, cu toate că e o mașină cupe, are geam fără ramă, e mai gălăgioasă de fel, dar așa se închide ușa, o ușă insonorizată. Cam asta a fost tot, ne vedem data viitoare, baftă dulăilor!